având în vedere că în secțiunea de comentarii foarte multă lume mi-a lăsat opinii și au zis că ar fi cazul să faci o prezentare exterioară a mașinii, chiar dacă au trecut vreo 2 săptămâni de când am postat clipul cu achiziția, să zic așa, a venit momentul să îi fac o prezentare interior-exterior mai detaliată, cu ce dotări are, pentru că atunci doar am condus, am pus niște cadre și cam atât. Bine, nu o să mă lungesc foarte, foarte mult, dar o să vă prezint cam ce e cel mai important la ea. Dacă sunt abonați noi, e vorba de un E-Class din 2017 cu motorul de 2.0 diesel. Na, ca orice român, 2.0 diesel sfânt, care este echipată cu pachetul AMG interior-exterior. Mă rog, e o culoare mai rară, în general astea le-am văzut albe, negre, dar în general, având în vedere că are și pachetul ăsta, o ridică destul de mult. Și având în vedere că atunci am pus doar niște cadre, probabil nu s-au văzut sau, mă rog, n-au fost puse în valoare toate calitățile ei, să zic așa. Bineînțeles că au fost și multe comentarii, am făcut un clip în care am zis de ce am ales mașina asta și nu seria 5. Și o să repet încă o dată, pentru că mi se pare mai elegantă și pentru că pentru nevoile mele mașina asta e exact ce mi-ar fi trebuit pentru drumuri lungi, un consum decent, taxele nu sunt foarte, foarte mari. După cum spuneam, mașina asta a fost un compromis perfect pentru mine, din toate punctele de vedere, și dotări, și design, și ani de fabricație, și a fost oricum un salt mare, având în vedere, istoricul achizițiilor, pentru că dacă sunteți abonați mai vechi, știți cam prin ce mașini am mers, cum am mers, când le-am cumpărat și așa mai departe. Oricum o să postez eu pe Instagram și apropo de asta l-aveți în descriere. Găsiți acolo câteva poze, mai pun câteva story-uri, deci puteți să mă urmăriți acolo și o să pun acolo o poză începând cu Loganul și următoarele mașini plus asta, în momentul în care o să matriculez, în care numere roșii. Și că tot am zis de pachetul ăsta, cu ce vine el mai exact, bară față, are și jantele care sunt specifice pentru pachet. Asta n-ar fi fost un must have pentru mine, dar având în vedere că am găsit în configurația asta mașina, m-au interesat și farurile care sunt vârf de gamă, sunt multi-beam LED. Se menționează și aici, cred că se vede, care oricum am făcut un clip cu ele pe timp de noapte și se văd și foarte, foarte bine, oferă o vizibilitate foarte bună, iar funcțiile pe care le-au de decupare sunt destul de avansate, să zic așa. Avem cameră pe față, care bineînțeles dacă plouă sau nu știu, nu mai are vizibilitate suficientă, nu o să mai facă treabă și probabil îți va da vreo eroare în bord. Asta e valabilă și la funcțiile pe care le au farurile. Are camere 360, deci avem aici senzorii pe lateral, pentru că parchează și singură. Astea sunt cauciucurile cu care a venit ea. Vorba aia, mai merg un sezon. La iarnă o să trebuiască să cumpăr altele, sunt ramflet. Și ca și dimensiuni, 245 40 pe 19, și ca și indici 98 Y. Pe față discurile sunt perforate și, na, mă rog, pentru puterea ei și caroserie, nu știu dacă era neapărat necesar, dar dau bine și nu mi se pare extrem de scumpe. Dar, na, dacă așa au hotărât, e probabil e mai bine. Jantele mai sunt atinse aici colo, dar nu e un defect care să mă dea înapoi, adică știam de ele. Mai sunt zgârieturi la fel în diferite părți ale caroseriei, dar la fel. E o mașină second și având în vedere că totuși după 3-4 ani vechime și 120.000 de kilometri am luat-o la, nu știu, 35% din valoarea ei de nou. Eu zic că merită, adică totuși trebuie să ai așteptări normale. Cam asta e cheia, încuiat, descuiat și deschide portbagaj. Mă rog, are un pe descuiat, oricum nu se aprind stopurile sau asta, cheie destul de lumină afară, dar avem sunetul specific de Cielo, să-ți dai seama că ai încuiat mașina. În partea din spate cam așa arată, mă rog, jantele parcă sunt mai puțin atinse în spate, cauciucurile au cam aceeași uzură, însă pe spate sunt alte dimensiuni și sunt Dunlop aici. 275 35 pe 19, sunt în două dimensiuni, dotul e 2019 la astea și 2020 alea pe față, dar oricum le mai țin acum pe vară și ulterior la ea nu se iau altele. Ce e deranjant ca la orice altă mașină nouă e faptul că astea sunt false și nu știu dacă mai găsești mașină nouă, să zic așa, să, nu știu, să aibă evacuări reale, foarte, foarte rar, decât M-urile sau cele care sunt mai puternice, să zic așa. În partea asta la fel sunt aceleași cauciucuri, săptămâna 35-2019, zgârieturi, urmează să-i dau și un poliș exterior, însă fiind sezonul foarte aglomerat, băiatul care se ocupă cu asta a zis că momentan nu se poate și abia prin septembrie cred că o să aibă timp. După cum se bine vede, are și trapă, o să trece și la interior să facem o prezentare. Iar în partea asta, cred că janta asta este cea mai atinsă, o să le repar și pe astea.
Dar momentan urmează să fac schimbul de ulei în cutie, pentru că am făcut aproape 125.000 de kilometri, undeva la 6.000 în prima lună. Și revizia este făcută, adică o să-l iau treptat, pentru că mașina asta e pentru mine. Foarte mulți au zis în comentarii, nu, că Toyota s-o vin și așa mai departe. Nu, mașina asta chiar e mai mult decât aș fi avut o nevoie și îmi place foarte mult. Și n-aș vrea să o vând, cel puțin, nu foarte curând, cel puțin un an probabil va sta la mine. Și că tot vorbeam de camere 360, avem camere și aici, head-up display, avem acolo. Și ce mai îmi place mie mult, chiar dacă nu e ceva wow, este semnătura asta de aici, care na, poate te face oarecum să te simți mai special. Nu neapărat, dar ăla e un semn că este parbrizul original, să zic așa. Iar din unghiul ăsta, cam așa arată. Având în vedere că plafon panoramic, se poate deschide cu totul. Poate rămâne doar trapă, poți să-l închizi, poți să deschizi până în spate, o să vă arăt când o să trece la interior. Deci cam așa arată din unghiul ăsta. Na, e o mașină foarte frumoasă, mie îmi place foarte, foarte mult și până la urmă la asta se rezumă momentul în care îți cumperi o mașină să te facă pe tine fericit. Trecând la partea de interior, pentru că multă lume m-a blamat în comentarii și mi-a zis că nu, n-ai cum să cumperi o mașină doar pentru interior, n-a cumpărat-o doar pentru interior, dar a fost un motiv suficient de puternic, pentru că mi se pare un interior frumos, un interior elegant. Avem memorii, avem scaunele electrice, încălzire în scaune, reglajul pentru scaune din dreapta, sistem audio am vrut neapărat să fie cel Burmester. Mă rog, aici avem reglajele pentru oglinzi, geamuri electrice, deschidere portbagaj de aici, Mercedes-Benz și cam așa arată aici. Este o mică uzură în zona asta, dar acolo e cea mai mare uzură de obicei. Cam așa arată din unghiul ăsta, plafonul negru care vine odată cu pachetul AMG. Preșurile care au semnătura respectivă. Frâna de mână este destul de ascunsă, să zic așa. Câte butoane are, întrebarea românului, are un singur buton și este head-up display-ul. Luminile ambientale care se duc până în partea cealaltă. Îmi plac gurile astea de ventilație și sunt foarte elegante, în sensul că de aici se închide, se deschid. Volanul care vine și la pachetul AMG. Și, mă rog, am vrut interiorul, nu vreau neapărat să fie negru, dar având în vedere că dacă mergi cu panoramicul deschis, intră foarte multe gunoi în mașină și na, asta se adună în timp. Avem pedalierul, care este și el specific. Și hai să trecem și la volan să vedeți exact cam care e priveliștea. O dotare fără de care n-aș fi cumpărat mașina asta. Sunt ceasurile digitale, care na, sunt tabletele, ca să zic așa, pentru că asta este vorba care se folosește. Când vine vorba de ceasuri digitale, ceasuri plasma, am văzut mai nou că se folosește foarte, foarte mult. Mașina are 124.810 km la ora actuală, ceasurile respective pot fi schimbate. Tocmai aici am făcut un detailing la mașină, uzura volanului este una ok, oricum, după părerea mea, materialele folosite sunt premium și, na, până la urmă, având în vedere că totuși mașina asta costă ceva încă, chiar și second hand, e normal să fie folosite materiale de bună calitate. În zona asta, ca la orice alt model din generația asta, se zgârie foarte mult plasticul ăsta. Dar fie îl schimbi, fie înțelegi că este o uzură și, adică pe mine nu mă deranjează. După care, diferite spații de depozitare, avem acolo o priză, cup holderele astea care sunt destul de practice, să zic așa. Ăsta la fel mi se pare un, nu știu, denotă eleganță, e ceva simplu, dar totuși, nu știu, dă bine. Un defect de fabricație, cel puțin, mai mulți au zis, este zona asta de aici, de la 50.000 de kilometri, e ceva normal să apară. Dar ceasurile funcționează, se schimbă, adică nu e o problemă foarte, foarte mare. Ca și butoane, să zicem așa, de aici poți să schimbi modurile de condus, o să vă recunosc, o pornim. Senzor de parcare, parcare automată, start-stop-ul, de aici pornim navigația, volumul pentru pasager să fie la îndemână și pentru el. Iar aici sunt setările pentru climă, gradele, zonele, nivelul de ventilație, auto, dezaburire maximă, dezaburire pe lunete și tot așa. Gurile de ventilație, cum am zis, mi se pare elegante, la modelele următoare sunt și luminate, iar și aici poți avea difuzorul luminat, ceea ce la fel mi se pare că arată foarte, foarte bine. Aici sunt luminile, să zic așa, dar probabil trebuie pus contactul sau pornită, deci nu e ceva wow. Scaunul din dreapta arată cam așa. Cred că a fost o mașină în care au mers maxim două persoane, probabil de asta au și luat memoriile, scaunele full electrice. Și în rest, cam așa arată. O să o pornim să vedeți exact despre ce este vorba. Pe aici, cam astea sunt materiale folosite, cam așa arată. Blocul de lumini îl avem aici.
Mașina are limitator de viteză și pilot automat, nu are distronic. Padelele sunt prezente și ele aici, pentru că oricum, având în vedere că schimbătorul este aici și modul de conduse se văd acolo, nu prea aveai cum să schimbi altfel. Cotiera, am acolo un USB pentru că mașina a venit de fabrică cu Android Auto și Apple CarPlay și pur și simplu bag USB-ul și toate sunt proiectate, să zic așa, pe navigație. Suficient spațiu acolo de depozitare. Da. Pe mine m-a câștigat interiorul ăsta și mi se pare cel mai elegant interior. Într-adevăr, probabil la BMW plăcerea de a conduce și feeling-ul pe care ți-l transmite mașina este mai mișto, mai, nu știu, poate e mai sportiv BMW-ul cel mai probabil, dar eu am vrut o mașină care să merg liniștit și cu siguranță asta mi se potrivește. Când era mai mic, credeam că ăsta este schimbătorul de viteze. Mă rog, are și el câteva setări back, home și de aici poți schimba melodiile, pur și simplu apeși așa pe el și este pe touchscreen, adică pur și simplu apeși în sus și în jos și se schimbă melodiile, fie una înapoi, fie una înainte și așa mai departe. Bineînțeles că fiind de Euro 6, fiind de generație nouă, avem și prețul unui mediu mai curat, avem și AdBlue, dar nu e un cost foarte mare, adică undeva la vreo 160-170 de lei un full și range-ul undeva la 13-14.000 de kilometri, adică nu mi se pare foarte, foarte mare. În partea din spate, bineînțeles, depinde cât de în spate stă cel care conduce sau cel din dreapta, pentru că în spațiu e destul de generos. Dar dacă mergi foarte pe spate cu scaunul din față, cu siguranță n-ai suficient spațiu și depinde și de cel care stă în spate. La fel avem difuzoarele astea aici. Sunt destul de elegante și destul de calitative materialele aici. Și cam așa arată în partea din spate. Nu știu dacă a stat foarte multă lume în spate. Avem acolo o priză jos de 12 volți. Avem la fel preșurile astea cu sigla respectivă, cu inscripția respectivă. Urmează să-i pun și o folie spate și pe lunete pentru că ajută și la design și na, protecție. Oricum, e bine să-i pui. Și cam asta e privirea de aici din spate. Bineînțeles, nu știu, mi se pare că sunt foarte predispuse astea să se pună scamele pe ele, dar nu ai ce să faci. Până la urmă, cu cât mergi cu mașina, cu atât na, se murdărește, trebuie curățată și așa mai departe. Deci eu zic că spațiul e destul de generos. Ăsta e motorul de 2.0 diesel, care pe părerea mea e destul de înghesuit, dar na, până la urmă, dacă așa au hotărât cei de la Mercedes, probabil e mai bine așa. Aici e suficient spațiu la radiatoare pentru a umbla în cazul în care e nevoie, dar în general, uite, la F10 e o problemă cu asta, dacă vin foarte multe gunoi acolo, temperatura uleiului crește peste 100 de grade, dar nu e regulă, dar în principiu cam asta e problema la ele. Și pe aici, nu știu, mi se pare că nu e suficient loc uneori să lucrezi. Și n-au fost puse, nu știu, bine, poate nu o să fie nevoie până la urmă să se umble aici și măcar să fie asta problema. Ce e destul de aiurea și m-au întrebat mai multe persoane în comentarii sau pe Instagram, mi-au scris unde poți să vezi data fabricației a farurilor, fie te uiți pe aici, pentru că are un sticker acolo, fie te uiți pe aici, mă rog, ideea e că acolo e și mai aici un QR code care probabil dacă îl scanezi îți va da ceva informații, dacă nu trebuie să te uiți pe aici pe undeva. Sau dacă nu pe aici, e puțin mai greu, dar na. Hai să-l și pornim să vedem cum sună. Bine, e cald acum motorul, dar cam, o să vedem cam care e sunetul lui. Și ăsta e motorul de 2.0 cu distribuție pe lanț. Din câte știu, distribuția pe lanț la asta probabil că era vreo 200.000. Dacă o să mai fie la mine mașina atunci, o să o schimb preventiv. În momentul în care mașina este pornită, astea sunt luminile de întâlnire. Pe timp de noapte, bineînțeles, a prins și lupele. Am un clip pe timp de noapte și puteți să vedeți acolo mai multe detalii. Mașina probabil are diferite revopsiri, dar nu mă deranjează chestia asta. Este second hand și am așteptări normale de la ea. Să sperăm că nu o să o văd foarte des așa, cu capota ridicată și portbagajul ridicat, dar până la urmă, de dragul clipului, trebuie să vă arăt toate particularitățile. E un motor silențios, e o mașină Euro 6. La momentul actual, oricum, marea majoritate a producătorilor au pus mai mult preț pe cât de silențios să fie motorul, cât de rafinat să fie, dieselul să nu mai fie tractorașul ăla care era acum 20 de ani și așa mai departe, bineînțeles să nu mai fie foarte poluante, dar eu zic că dieselul mai are zile multe de aici încolo, mai ales că acum sunt și cu AdBlue și cu diferite limitări când vine vorba de noxe, mai ales iar mașina asta are undeva la 112 grame de CO2 pe kilometru, ceea ce probabil încă se încadrează destul de bine în standardele cerute de Uniunea Europeană la ora actuală. Hai să vorbim puțin și despre interior și despre
sistemul ăsta de Android Auto e pe CarPlay, acum am conectat un telefon și, mă rog, se vede clar unde suntem, poți să dai alerte, se văd alertele în timp real de pe Waze. Dacă ieșim în meniu principal, în partea de sus aici ne apare Apple CarPlay, intri și poți să intri la fel la muzică, la foarte multe setări care țin de mașină. Bineînțeles, ea are și sistemul ăsta de navigație, dar nu cred că o să-l folosesc prea des. Deși e bun, dacă nu vrei să te folosești de telefon, radio, media, sunt diferite setări pe aici. Mulți au zis în comentarii, păi tu ai cumpărat mașina asta pentru lumini? N-am cumpărat-o numai pentru lumini, dar ca și idee, mașina are 64 de combinații de lumini. Bine, având în vedere că e lumină afară și destul de puternică, nu o să se vadă diferența, dar cea mai puternică cred că e asta. Și cred că se și vede pe aici. Și cam asta mi se pare cea mai ok. La sistem putem să schimbăm ceasurile. Deci acum sunt astea și sunt cele pe modelul de sport, să zic așa. Bine, asta nu înseamnă că mașina e mai sportivă, modurile de conduție se schimbă altfel. Avem modul clasic, astea din câte știu sunt și pe S-Class sau pe anumite modele. Și mai avem încă un mod mai futurist, așa, mie personal nu-mi place. Dar ai multe informații și, nu știu, e mai simplist oricum. După care avem și modurile de condus, sunt aici jos și de aici le poți modifica. Acum mergi în confort, sport, sport plus. Și mai avem și individual, dacă vrei să, mă rog, și aici se menționează direcția, start-stop. Cel mai ok și cel mai echilibrat probabil este confortul. Întrebarea românului, pentru că am văzut un clip la Andrei Vereșciuc, aici. Nu e la modul ăla să-ți scârție cel mai cel, dar dacă te-a pus să-l iei la mână, probabil scoate sunete, că butonul pentru trapă și dacă apeși așa se deschide cu totul. Bine, e oarecum limitat, nu se deschide până în spatele tot. Și după care, dacă vrei să o închizi, fie apeși așa, se închide, fie după care poți să tragi și, uite, filmează aici, după care poți să tragi și pânza asta, ca să zic așa, să scapi și de razele soarelui dacă te deranjează. În rest, cam astea sunt setările, sunt mai multe aici în meniu dacă stai să le verifici, să zic așa. Avem și pe audio și pe conectivitate, oră și dată, limbă, sunt foarte multe, poți să spui și un PIN dacă chiar e nevoie, dacă vrei să te ascunzi de cineva sau nu știu. La vehicul, setări vehicul, sunt o grămadă de setări, nu prea mi-am băgat nasul în ele, manual de utilizare, Dynamic Select și așa mai departe. Deci sunt cele mai reușite și cele mai plăcute ceasuri rămân astea, cel puțin după părerea mea, și de-a trebuit să-i pun niște lichide de parbriz. Și cam asta e prezentarea, să zic așa, puteți să lăsați acolo un comentariu cum vi se pare și vouă și noi ne vedem la alte episoade. Salut!